Maică preacurată, icoana vieții mele, mă îndrept din nou, plin de încredere, către tine, cerându-ți ajutor. Cred cu tărie că mă vei asculta în necazul meu și mă vei sprijini când îmi este greu. Spre a-ți arăta recunoștința mea, îți făgăduiesc să spun această rugăciune timp de 7 zile. Te rog cu umilință să-mi aduci liniște în tristețea și durerile mele. În numele negrăitei rugăciuni și bucurii care ți-a cuprins inima când ai oferit adăpost Mântuitorului Lumii în casa ta din Betania, te implor, roagă-te pentru mine și familia mea, ca să-L păstrăm pe Dumnezeu în inimă, astfel încât să ne învrednicim a primi ajutor în nevoile noastre, mai ales în durerea care mă copleșește, se spune dorința. Te implor, ajutătoarea celor în suferință, înfrânge orice greutăți, precum ai înfrânt balaurul care șade la picioarele tale. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se în voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de dar, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul pântecului tău, care a născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Iisus Hristos. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc. Iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.